Fie că sunt amator și iubesc muzica bizantină, fie că sunt cântăreți la strană și vor să se perfecționeze, toți cei interesați de muzica psaltică, adulți și copii, pot participa săptămânal la Catedrala Sfântul Spiridon Nou din București, la cursuri gratuite. Preselecția viitorilor elevi a avut loc în lăcașul de cult în această seară. Cursurile se adresează copiilor cu vârste între 7 și 15 ani, dar și adulților. Grupele se vor întâlni săptămânal, iar cursanții vor desluși arta muzicii psaltice cu ajutorul părintelui Vlad Roșu, slujitor al Catedralei Sfântul Spiridon Nou și membru al grupului psaltic Tronos. Biserica Sfântul Spiridon Nou Paraclis Patriarhal reia în anul 2023-2024, tot începând cu luna octombrie ca și anul trecut, cursurile de muzică psaltică. Anul care a trecut a decurs cu o largă participare, atât la grupa de adulți cât și la grupele de copii, iar anul acesta părintele Vlad Roșu, cel care ține aceste cursuri, va organiza două grupe de copii începător și mediu fiind cei care anul trecut au urmat cursurile până la final, și o grupă de adulți la fel, începător și mediu. Dat fiind numărul foarte mare de solicitări, au organizat o preselecție totuși pentru o verificare minimală a calităților vocale. La inițiativa părintelui Ionuț Gabriel Corduneanu, coordonatorul Bisericii Sfântul Spiridon, și anul acesta vom organiza cursuri de muzică psaltică. La fel ca și anul trecut, vom organiza un curs introductiv în teoria muzicii bizantine, atât pentru copii cât și pentru adulți. Anul trecut au fost foarte multe cereri, fiind și anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești, și acești doritori au vrut să participe la cursul nostru organizat de Biserica Sfântul Spiridon Nou. Anul acesta însă cererile au fost la fel de mari ca și anul trecut. Anul trecut am avut în jur de 200 de participanți chiar pentru cursul de adulți și 60 de copii pentru grupa destinată lor. Anul acesta am avut de asemenea la fel de mulți doritori, însă avem și doritori din alte orașe pentru că au văzut încercările noastre de a organiza un curs de muzică bizantină. De aceea, de anul acesta încercăm să transmitem cursurile și în acest mediu online, atât pentru adulți cât și pentru copii. Este primul an în care particip și eu totuși vreau să mă fac preot, să particip la seminarul teologic. Mie îmi place să cânt, îmi place să merg la biserică și, da, vreau să am o carieră legată de biserică și de cântat. Cursurile de muzică psaltică se vor încheia în luna iunie 2024.